se aude? Nu se aude. Se aude? Ah. Bună seara! Niciodată politicienii nu câștigă alegeri. Alegerile sunt câștigate de comunități. Azi am avut în București o uriașă comunitate care și-a dorit onestitate în funcția publică, care și-a dorit instituții care să lucreze pentru oameni, care și-au dorit dreptate. Vreau să vă mărturisesc că sunt copleșit de responsabilitatea pe care ne-o dați și de speranțele pe care le puneți în noi. În acești ani am luat foarte multe decizii greșite și probabil că o să greșim în continuare. Ce pot să vă spun? Că niciodată, asta însemnând, niciodată, nici eu și nici colegii care au venit în administrație cu mine, nu ne-am bătut joc și nu ne vom bate joc de mandatul pe care ni l-ați dat. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la campania asta, precum și tuturor celor care au contribuit la campaniile din 2020, 2016, 2012, voluntari, oameni care au strâns semnături, oameni care au dat bani, personalități publice care au girat cu numele lor pentru ce vrem noi să facem. Vreau să mulțumesc în mod special celor care și-au lăsat cariera din privat și au venit să lucreze în administrație, în această administrație. Și vreau, în mod evident, să mulțumesc partidelor care au susținut această campanie, USR, PMP, Forța Dreptei, Reper, prin membrii lor care au făcut în toată această campanie, în toată această perioadă, campanie pentru mine, vreau să le mulțumesc. Sunt câteva lucruri pentru care în seara asta e momentul cel mai bun să le spunem. Sunt câteva mecanisme care de ani de zile au blocat dezvoltarea Bucureștiului și care țin de relația între București și autorități centrale. Și vor urma următoarele lucruri. Cu aprobarea Consiliului General, voi declanșa un referendum local pentru cum se vor împărți banii între Primăria Capitalei și primăriile de sector. De ani de zile, Bucureștiul are un deficit de dezvoltare. De ani de zile, Primăria Capitalei este obligată să gândească mic
pentru că nu are bani să gândească mare. Banii abia ajung pentru întreținerea infrastructurii pe care deja o avem. Nu putem să ne gândim la extinderea transportului public. Nu putem să ne gândim la noi corpuri de spitale. Nu putem să ne gândim la noi corpuri pentru universitățile din București, care ar putea să aducă zeci de mii de studenți străini în București și să pună Bucureștiul pe harta academică. Și în schimb avem borduri peste borduri, pavele care înlocuiesc alte pavele și panseluțe care înlocuiesc alte panseluțe. Aprobarea Consiliului General, voi convoca un referendum local pentru a decide cine răspunde de urbanismul din București. Este absurd ca primarii de sector să arunce cu autorizații pentru zeci și sute de blocuri în București, a căror legalitate nu o controlează nimeni, iar primarul capitalei să răspundă pentru traficul din București. Îmi asum responsabilitatea pentru rezolvarea traficului din București, dar cer bucureștenilor să-mi dea responsabilitatea pentru dezvoltarea urbană a acestui oraș. Ultima chestiune care ține de relația noastră cu autoritățile centrale. Parlamentul are în dezbatere două legi, codul urbanismului și legea spațiilor verzi urbane. Solicit candidaților la alegerile prezidențiale să se pronunțe în campania pentru alegerile prezidențiale pe chestiunile cele mai importante din aceste două legi, și solicit partidelor parlamentare ca până la alegerile parlamentare să tranșăm aceste două legi. Bravo! Bravo! Numai așa vom fi în situația în care bucureștenii să poată gestiona ei înșiși, prin organele pe care le-au ales, situația spațiilor lor verzi și dezvoltarea lor urbană, și aceste lucruri să nu fie făcute pe jocuri de culise deasupra intereselor bucureștenilor. Orașul are un deficit de dezvoltare. Aștept și sunt deschis să lucrăm cu toate structurile profesionale care doresc să accelereze direcția în care acest oraș merge. Vă aștept pe toți să lucrăm împreună pentru dezvoltarea Bucureștiului. Iar acum, ca să încheiem, să ne bucurăm cu toții de seara asta. Și de mâine toată lumea la muncă! Bucureşti! 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 Bucureşti!